Jesus, calea-se.
Stimate familie îndoliată, soră Viorica, stimată adunare de jale de aici și de pretutindeni, doresc din toată inima Domnul să vă binecuvânteze, să vă mângâie și să vă întărească. Vreau mai întâi să transmit condolianțe familiei Bisericii din partea Bisericii Pentecostale Muntele Sionului din Baia Mare, împreună cu pastorul coordonator Nelu Filip, m-a rugat să vă transmit acest lucru. De asemenea, condolianțe din partea bisericii din Cig, județul Satu Mare, prin slujitorul acestei biserici. Dumnezeu Sfântul să vă mângâie, să vă întărească și să vă binecuvânteze. Îmi este foarte greu să vorbesc la timpul trecut despre fratele meu și prietenul meu, Ovidiu Liteanu. Stând aici, pe acest scaun, am trăit momente de bucurie, momente de colaborare în lucrarea Domnului în câmpul Evangheliei, petrecute a rândul celor 30 de ani de când l-am cunoscut pe fratele Ovidiu. În urmă cu 30 de ani, ne-am întâlnit prima dată în Biserica Pentecostală din Baia Mare, atunci era doar o biserică, acum sunt mai multe, și de la prima întâlnire, de la prima slujbă care am avut-o împreună în acea zi, inimile noastre s-au legat una de alta prin Duhul lui Dumnezeu. Vă mărturisesc, rar mi s-a întâmplat lucrul acesta, să se producă o legătură a Duhului cu o persoană ca Ovidiu Liteanu. Și de atunci am colaborat, de atunci am fost prieteni, de atunci am luat parte împreună cu fratele Ovidiu, cu sora Viorica, la lucrarea Domnului în ogorul Evangheliei. Poate spune cineva prea multe lucruri sau prea mult se vorbește despre omul Ovidiu Liteanu. Se va vorbi și mâine seară. Se va vorbi și la mormântare. Nu-i prea mult. Frați și surori, vorbind despre Ovidiu Liteanu, eu vreau să ne îndreptăm spre Dumnezeu și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul care l-a dat prin omul Ovidiu Liteanu, Bisericii Pentecostale din România și de pe Mapamond. Se spune aici, și poate a spune cineva, ăsta e lucru mare, Ovidiu Liteanu a fost un unicat. Îi spune cum? De fapt, fiecare om este un unicat al lui Dumnezeu,
că nici un om nu seamănă 100% perfect unul cu celălalt. Dar în chemare, în slujire, în dăruire, în activitatea care omul acesta a desfășurat-o a lungul anilor sub călăuzirea Duhului Sfânt, eu mă rog Domnului Dumnezeu să mai scoată astfel de oameni. Biserica Pentecostală din România și de pretutindeni a pierdut un om. Și Ovidiu Liteanu a câștigat veșnicia. El este acasă, noi plângem, ne doare, despărțirea este grea, dar noi care suntem duhovnicești, suntem oameni spirituali, trebuie să conștientizăm. Astăzi, Ovidiu a plecat recent, noi vom pleca mâine, poi mâine, peste un an, peste 5, peste 20, dar trec repede, 30 de ani, frați și surori. Mi se pare că ieri m-am întâlnit prima dată cu Ovidiu Liteanu în Biserica Maranata din Baia Mare și au zburat 30 de ani. Trece iute și noi zburăm. Încotro zburăm? Ce direcție avem? Dacă zburăm spre Domnul Iisus, dacă noi suntem pe calea mântuirii, dacă noi trăim în sfințenie pe calea lui Dumnezeu, este un zbor bun. Vreau să vă spun, Ovidiu Liteanu, din momentul în care s-a întors la Domnul, a luat pocăința la modul cel mai serios. Vă spun din cât l-am cunoscut eu pe fratele Ovidiu. Nu s-a jucat cu pocăința. N-a trăit o pocăință ieftină, așa cum se practică în zilele noastre. Nu. Omul acesta l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos, de dragul Domnului s-a pus la dispoziția lui împreună cu sora Viorica, au tras amândoi la același jug și de dragul Domnului Iisus Hristos a făcut acest sacrificiu ca om al lui Dumnezeu și mulțumim Domnului că nu și-a pierdut răsplata. Noi credem în răsplătirile care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură pentru noi. Își puneau unii întrebarea, și știu că mă aud mulți de pretutindeni, își puneau întrebarea cu mult timp în urmă sau cu aproape când Ovidiu era în lucrare, adunările, bisericile unde fratele Ovidiu slujea, era invitat să slujească, se umpleau. Și unii spuneau așa, vin pentru Ovidiu Liteanu. Vin la adunare la Ovidiu. Ascultați-mă, veneau oamenii la Ovidiu pentru că îl iubea pe Ovidiu și darul care Dumnezeu i-l-a dat, dar Ovidiu nu-i reținea la ei, ci Ovidiu îi direcționa spre Hristos. Lăudați să fie Domnul! Amin. Dumnezeu Sfântul s-a folosit de omul acesta. Și încă o dată spun, ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să mai scoată astfel de oameni. Avem nevoie de așa ceva. Vreau să spun, sunt multe, mi-ar trebui poate mâine, până mâine dimineață să vă spun despre experiențele care le-am trăit împreună cu fratele Ovidiu. Vă spun doar una. Eram împreună la o evangelizare într-o biserică care o păstoresc. După ce s-a terminat slujba, aproape să se termine slujba, fratele Ovidiu așa a primit de la Domnul, așa a practicat lucrul acesta și a dat rezultate, a făcut chemare. În timp ce fratele făcea chemarea, sora Viorica era undeva într-o parte, eu conduceam programul și îmi spune așa, poate dânsa a uitat. Frate păstor, am avut o înștiințare din partea Domnului, dacă îmi permiteți să o spun. Și a spus da. Sora s-a ridicat în picioare și a spus așa, este aici în adunare un bărbat care ar vrea să se predea Domnului, dar ceva îl reține, îl ține din spate. Ovidiu o și intervenit și zice, dacă bărbatul acela este aici în adunare, îl rog să se ridice în picioare. S-a ridicat un bărbat, 30-35 de ani, s-a ridicat în picioare,
Și fratele Ovidiu spune, ce te reține să te predai Domnului? Și el face cu degetul așa, soția mea care e în spatele meu. Ceva din spate îl reține, spunea Duhul Sfânt. Și el a zis, soția mea care e în spatele meu, mă reține. Doamnă, ridică-te în picioare, zis Ovidiu. S-a ridicat femeia aceasta în picioare, frați și surori, nu avea niciun deget la mâini ca să nu aibă aur pe degete. Aur în urechi, aur la gât. S-a ridicat în picioare. După câteva cuvinte care Duhul Sfânt le-a spus prin fratele Ovidiu Litianu, s-au prăbușit amândoi pe genunchi, acolo înaintea amvonului, s-au predat înaintea lui Dumnezeu. Și lucrarea a continuat. Noi ne-am bucurat. A fost o prezență de cer acolo în adunare. Dar ca slujitor mi-am pus întrebarea, voi vedea ce se va alege de familia asta? Vreau să văd. N-a trecut poate o săptămână, cel mult două, nu știu exact că e de mult lucrul ăsta. În timpul acesta primesc un telefon. Era doamna cu aurul pe ea, din localitatea Băița de sub Codru, județul Maramureș, ca să știe toți că nu-ți povești. Mă sună la telefon, spune, frate păstor, eu sunt acea femeie, soția bărbatului care s-a predat la evangelizare când fratele Ovidiu Litianu a fost aici și am avea dorința să veniți până la noi în familie că vrem să ne botezăm. M-am bucurat, dar în același timp m-am gândit așa, Bălane, acum te văd eu cum procedez. Femeia asta e plină de aur, ceri botezul. Și am spus, las lucrarea în mâna lui Dumnezeu. M-am dus împreună cu slujitorul din biserica aia, conducătorul de adunare, intrăm în familie la persoanele acestea, când ne-a deschis ușa să intrăm înăuntru, n-am mai cunoscut-o pe doamna, că deja era soră. Gram de aur nu mai avea pe ea. Legată frumos așa cu batic, îmbrăcată ca o pocăită. Am intrat cu bucurie înăuntru și am zis, Doamne, mulțumesc că m-ai salvat o problemă care eu nu o putem rezolva. Și am întrebat-o din curiozitate, soră, că îi spuneam soră deja, i-am botezat, membri bisericii de acolo. Zic, soră, cine te-a convins să dai aurul jos de pe dumneata? Când Biblia noastră spune, aurul nostru trebuie să fie Dumnezeu. Și nu intră în amănunte. Și ea spune, nu m-a convins nimeni. Duhul lui Dumnezeu m-a convins. Și-o frate păstor, n-am putut să-mi dau jos din urechi cerceii pentru că erau sudați la bijutier. Ca să nu-i pierd din urechi, mi-o sudat acolo să nu mai car jos de acolo. Și l-am rugat aseară pe soțul meu și i-a tăiat cu cleștele și i-am scos din urechi. M-am bucurat. Dar, dacă Ovidiu Litianu nu se lăsa la îndemâna lui Dumnezeu, nu se lăsa călăuzit și condus de Duhul lui Dumnezeu, nu știu dacă familia aceasta venea la pocăință sau nu. Dumnezeu are N modalități prin care se lucreze, dar lucrul acesta am fost eu prezent acolo și pot mărturisi pe fratele Ovidiu Litianu, Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit. O să ne fie dor de el, dar nădăjduim că ne vom întâlni cu el. Dar vă îndemn, când o să vă fie dor de Ovidiu Litianu, ascultați cântările lui, ascultați îndemnurile lui, priviți la omul Ovidiu Litianu și prin el îl vedeți pe Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Un caracter ales. Un zâmbet deosebit. Asta și m-am gândit așa, când era prigonit Ștefan, un om plin de Duhul Sfânt. Frați și surori, eu ca păstor am învățat slujirea de la fratele Ovidiu Litianu. Și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Corectitudine, devotament, râvnă pentru lucrarea Domnului, seriozitate în lucrarea Domnului și nu-mi pare rău că l-am cunoscut pe Ovidiu Litianu. Pentru noi ar trebui să fie o bucurie lucrul ăsta. Și încă o dată, repet, Dumnezeu
să mai scoate oameni de felul acesta. Și noi slujitorii suntem plini de bucurie când la înmormântări putem să spunem lucruri frumoase, lucruri mărețe, lucruri înălțătoare despre frații noștri, despre surorile noastre, decât să ne căutăm în așa fel predicile încât să nu să scoată la iveală cum o trăit, ce o făcut, cum o dus pocăința. Înțelegeți? Domnul l-a folosit, dar Dumnezeu și-a terminat lucrarea aici pe pământ cu fratele Ovidiu Lideanu. Imaginați-vă următorul tablou. Un grădinar are o floare rară. A sădit-o în grădina lui, îngrijește de ea în fiecare zi și cineva îl întreabă, ce vrei să faci cu floarea asta? Și el spune așa, când va ajunge la maturitate floarea aceasta, vreau să o iau de aici și să-i o ofer regelui. A trecut timpul, în fiecare zi grădinarul acesta se ocupă de floarea lui, într-o dimineață se trezește grădinarul, merge în grădina lui și nu mai găsește floarea. Și pune întrebarea, cine a luat floarea? Ce s-a întâmplat cu floarea? Și vine cineva și spune așa, a trecut regele pe aici și a luat-o. Are dreptul regele să ia orice floare din grădina lui? Are dreptul Dumnezeu să ia orice floare din biserica lui, din grădina lui? Da, că El ne-a creat. El este suveran. El este atotputernic, atotstăpân. De aceea, soră Viorica, ne-am rugat Domnului, ne rugăm pentru tine, Dumnezeu să-ți dea puterea să accepți voia lui Dumnezeu. Aceasta a fost voia Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că Ovidiu a sfârșit frumos. Deși a fost în suferință, în ultimele săptămâni am fost aproape de el. Deși la Baia Mare locuim, dar am vrut să fim în familia prietenului nostru. Am văzut pe el siguranța mântuirii, deși era bolnav, era cum era. Am văzut pe chipul lui nădejdea în Dumnezeul pe care l-a slujit. Ce frumos ca oamenii lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, să sfârșească alergarea în felul acesta. Doar fugitiv și o să închei. Uitați ce spunea apostolul Pavel, ucenicului său și apoi lucrător în ogorul Domnului Timotei, în cartea a doua a lui Timotei, capitolul 4, cuvântul spune începând cu versetul 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Cuvântul ăsta nu mai este valabil pentru Ovidiu, el nu mai are nevoie de predicile noastre acum, nici de cântările noastre, nu? Ovidiu și-a terminat alergarea, el s-a culcat, a adormit în Hristos. Noi care ascultăm predica, Biblia ne spune, fii treaz. Încă n-ai murit. Încă n-ai plecat din lumea asta. Dacă nu ești pocăit și ești într-o somnolență spirituală, trezește-te, fii treaz. Nu se știe când îți vine rândul. Nu știm când plecăm din lumea asta, frați și surori, dar cuvântul Domnului spune, tu fii treaz în toate lucrurile. Răbdă suferințele pe care pocăinții trebuie să răbdăm. Fă lucrul unui evanghelist, dăruire în lucrare și împlinește-ți bine slujba. Slujba nu e noastră, ci este din partea lui Dumnezeu. Căci eu sunt gata. Dacă te-ar întreba cineva acum, ești gata să pleci acasă? Nu vă pot să răspundeți. Biblia ne vorbește tuturor. Eu sunt gata. Acesta a fost apostolul Pavel. Omul ăsta a slujit lui Dumnezeu, dar nu fără nădejde. N-a slujit ca unul care, bă, m-a angajat patronul, dar nu știu dacă o să mă plătească sau nu. Mâine alaltă îmi desface contractul de muncă și rămân fără loc de muncă. Nu. Apostolul Pavel a știut pe cine îl slujește.
Omul acesta era într-o împrejurare, citiți în Cartea Faptele Apostolilor, era pe corabie, călătorea spre Roma și o furtună năprasnică a venit peste corabia în care el și deținuții care erau transportați la Roma erau în pericol. Și într-o noapte, un înger a Domnului îi descopere lui Pavel că nu va muri nimeni de pe corabie. Omul acesta, cei de pe corabie erau deznădăjduiți, dezorientați, omul ăsta vine în mijlocul lor și le spune: oamenilor, nu mâncaseră de mult oamenii ăștia, trebuie să mâncați, trebuie să fiți cu voie bună, nu vom muri niciunul. Și poate s-a uitat unul la altul, mă, cine e ăsta din spune nouă că nu murim, că ea plesnește, trosnește așa corabia cum vin valurile și el spune că nu murim. Și el spune așa: un înger al Dumnezeului a cărui sunt eu mi s-a arătat azi noapte și căruia eu îi slujesc, spune Pavel, mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus că nu va pieri nimeni, nu moare nimeni. Și în final spune așa: am încredere că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Să-L slujești pe Dumnezeu, să ai încredere și credință în Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Omul ăsta spune așa: în furtună eu știu a cui sunt. A Dumnezeului căruia sunt eu. Tu știi a cui ești? Oriunde ai fi, aici în adunare, la Sfânt Andrei, dacă ne privești din America sau de pe Mapamon, nu contează asta, tu știi a cui ești? Ovidiu a știut a cui este. Ovidiu a știut pe cine îl slujește. Și Ovidiu a ajuns la cel pe care l-a slujit. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, avea nădejde omul acesta, apostolul Pavel, care îl învață pe Timotei și spune așa: eu sunt al lui Dumnezeu și numai atât. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Sunt slujitorul lui Dumnezeu. Tu pe cine slujești? A cui robești? Dacă vei pleca din lumea asta și nu știm când plecăm, a cui slujitor ești? Bine ar fi să poți să-ți spui: eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Și apoi, pe lângă faptul că el știe a cui este, știe pe cine îl slujește, zice așa: am încredere în Dumnezeu că ceea ce a spus se va întâmpla. Avem încredere, frați și surori, cei care slujim pe Dumnezeu, că după ce ne încheiem călătoria pe pământul acesta, se va întâmpla ceea ce Dumnezeu a promis pentru noi, ne va da răsplătirea, ne va pune cununa, vom fi o veșnicie împreună cu Domnul Iisus, cu sfinții lui Dumnezeu și nu mă tem să spun că printre sfinți este deja și Ovidiu Liteanu. Să fim treji. Eu sunt gata, spunea Pavel, să fim gata de plecare, că nu știm când plecăm. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Nu știa când pleacă, dar simțea că este aproape de plecare. Și spune el: m-am luptat lupta cea bună. Când spun lupta cea bună, văd două lupte. O luptă bună și una rea. Și voi înțelegeți lucrul ăsta, nu? Lupta bună este atunci când te lași călăuzit de Domnul, când faci voia lui Dumnezeu, când alergi, cum a alergat Ovidiu Liteanu, a lungul țării și peste hotare în lucrarea Domnului, asculți de Dumnezeu și aș putea continua. Este o luptă bună. Dar când te lupți după o palmă de pământ, pus cineva acolo gardul cu un metru mai încoace pe porțiunea ta, și spui: mă duc până în pânzele albe, mă lupt până când în obțin, că ai dreptul meu. Nu știu dacă e luptă bună asta. Sau lupți împotriva aproapelui tău, cum mi-o făcut, așa îi fac și eu. Nu-i bună lupta asta. Noi suntem chemați la lupta cea bună. Ascultare, smerenie, pocăință, predare în mâna Domnului și să fim oamenii călăuziți și umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Ovidiu și-a terminat alergarea. Am păzit credința.
Ce credință ai? Ai ce păzi? Pavel a păzit credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința nu este ceea ce crezi tu după capul tău, ci credința dată sfinților odată pentru totdeauna o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi și noi trebuie să ne raportăm voii lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. Și în încheiere, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, nădejdea, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. În urma alergării, a luptei, a strădaniei, nu uitați, Hristos a pregătit pentru Sfinții Lui cununa. Nu suntem încununați aici. Aici suntem disprețuiți, aici suntem nebăgați în seamă. De câte ori venea Ovidiu din lucrare, într-o parte și într-alta, nu l-aștepta nimeni prin aeroporturi sau, mă știu eu, unii cu flori și cu medalii și cu alte lucruri, nu. Dar cel ce i-a pregătit cununa este Iisus Hristos. Și El se va înfățișa înaintea Domnului cu snopii pentru care a muncit, s-a străduit și a adus în casa lui Dumnezeu. Bineînțeles, Duhul Sfânt prin El. De asta penticostalii trebuie să-L iubească pe Duhul Sfânt mai mult. De asta penticostalii, slujitorii Domnului, prin care mă includ și eu, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să ne țină și să ne umple de fiecare dată cu Duhul Sfânt, ca slava, cinstea și gloria să fie nu a noastră, ci a Domnului. Amin. Și încă un gând și închei. De asemenea, nu mă tem să spun lucrul ăsta. Ovidiu Liteanu n-a cântat o muzică comercială. Lasă o avere în urma lui, Dumnezeu prin el. Cântările, poeziile, inspirația din partea lui Dumnezeu este opera Duhului Sfânt, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Omul acesta n-a compus și n-a cântat o muzică comercială să placă oamenilor. Generația asta vrea asta, asta vrea asta și, domnule, ca să mă mai cheme la evangelizări sau să am și eu succes așa în lucrare, le dau ce se cumpără, ce le place. Nu! Omul acesta s-a lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Deși de multe ori se spunea, cântă o muzică demodată, s-o crezi tu. Nu! Dumnezeu copiilor lui le dă o muzică cerească. Am zis să nu spun lucrul ăsta, dar trebuie să îl spun. Înainte de a imprima noi vreo cântare, frații Bălan, fiind prieten cu fratele Ovidiu, avea mai multe albume deja înregistrate, m-am consultat cu el și am spus, frate Ovidiu, solicită frații de la Cluj, trăia atunci și fratele Vereș, înregistrați câteva cântări că le plac fraților și puneți-le acolo. Și-a zis, frate Ovidiu, ce mă sfătuiești? S-a uitat la mine și-a zis, Vasile, dacă vrei să imprimi ceva, dacă vreți să imprimați ceva, mai întâi rugați-L pe Domnul să vă dea cântări. Am tăcut și am spus, bă, dacă e lucrarea Domnului, Dumnezeu ne va da. Știți cântarea cele mai frumoase momente din viață? Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt, că Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Am primit-o de la Domnul cântarea asta, eram într-o zi, lucram la locul meu de muncă acolo și dintr-o dată, nu vă pot explica cum Dumnezeu dă, dintr-o dată a venit în ființa mea, în mintea mea, versurile acestei cântări, melodia acestei cântări, am luat o bucată de creion, era acolo la îndemână, și o hârtie de pe jos, și am scris versurile. N-aveam reportofon, n-aveam telefon de înregistrat, și a zis, Doamne, să nu uit până când ajung acasă, să i-o spun la Daniel, el era cu partea muzicală, și să nu uităm cântarea asta. Așa a început Dumnezeu să-mi dea cântări la sfatul lui Ovidiu Liteanu. Să ne dea Domnul cântări, dar de la El. Să ne dea Domnul predici, dar sub ungerea Duhului Sfânt.
Să ne dea Domnul putere în slujire, dar nu cum vrem noi. Slujesc dacă am confortul cu tare sau avantaje cu tare. Nu! Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pavel spunea, m-am învățat să slujesc și în condiții bune și în condiții mai rele, indiferent în ce condiții voi fi, eu sunt slujitorul Domnului. Soră Viorica, Dumnezeu să vă întărească. Amin. Iubită biserică, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească osteneala care ați făcut-o, ați arătat-o față de familia Litianu și nu uitați, sora Viorica are nevoie de ajutor de aici încolo. Nu o să uităm nici noi de la Baia Mare, dar suntem mai departe de voi. Dumnezeu vă va răsplăti, pentru că a spus Domnul, El se îngrijește sau este apărătorul văduvelor și a orfanilor. Noi știm că sora Viorica este în mâna lui Dumnezeu, dar Domnul vă dă vouă o posibilitate să faceți fapte bune în continuare și Domnul vă va răsplăti și cu toți împreună să ne ajute Domnul să fim în cer. Amin. Mulțumim fratelui pastor Vasile Bălan pentru mesajul adus. Ne apropiem și de încheiere, dar înainte să încheiem slujba de priveghi din această seară, mai ascultăm și cântăm împreună cu grupul de frați Bisericii Elim, după aceea din nou frații de la Cluj, Domnul să-i binecuvinteze și vom încheia cu fanfara care va lăuda pe Dumnezeu. Thank you.
În timp ce frații păstori slujeau în seara aceasta, mi-am adus aminte de cuvintele apostolului Pavel, care spunea la un moment dat că noi suntem ca niște epistole scrise și citite de către toți oamenii. În seara aceasta n-am făcut altceva decât să citim câteva secvențe, câteva momente din viața celui care a fost fratele nostru Ovidiu Liteanu. Un om pe care Dumnezeu l-a chemat într-o zi și-a zis: Ovidiu, nu pe scenele lumii, ci am nevoie în lucrarea mea. Fratele Ovidiu a înțeles lucrul acesta, l-a acceptat pe Domnul, a făcut legământ cu Domnul Iisus și până la final, până la capăt, i-a slujit cu credincioșie. Știa că pleacă din lumea aceasta. Într-o zi eram în casă, familia lui, și spunea: fraților, știu că plec la Domnul, dar voi să nu vă temeți. Dacă ați observat în imaginile pe care le avem puse pe monitor în seara aceasta, o mare parte dintre aceste imagini îl arată pe Ovidiu cu privirile în sus. El de multă vreme privește spre cerul lui Dumnezeu, că și-a dorit să ajungă acolo. Acum este acolo lângă Mântuitorul lui, lângă Domnul lui. Și-a sfârșit alergarea, și-a sfârșit lucrarea și acum stă înaintea Domnului și spunea seara aceasta: Domnul, prin mesaj, prin cântări, că marele și dreptul judecător Iisus Hristos va hotărâ veșnicia fiecăruia dintre noi. Lucrarea fratelui Ovidiu acum stă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care va răsplăti. S-au spus lucruri frumoase în seara asta, dar nu suficiente pentru a primi cununa veșnică de slavă. Știți de ce? Pentru că noi cunoaștem în parte. Fratele Ovidiu a făcut lucruri nascuns, pe care Dumnezeu le va răsplăti nascuns. Dumnezeu îi va întregi răsplătirile. N-a fost omul să iasă mereu în față cu ceea ce a lucrat pentru Dumnezeu și a zis: Doamne, e mai bine să rămân aici în umbră. Dumnezeu îi va da cununa de slavă potrivit cu meritele pe care le-a avut. Și dacă nu vor fi merite suficiente pentru cununa de slavă, Biblia ne asigură că harul lui Dumnezeu este așa de mare
și va fi revărsat din belșug. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute nouă să-L întâlnim pe fratele Ovidiu în veșnicii, în cer. El acum nu mai predică, el doar cântă acolo. Și va cânta o veșnicie întreagă. Ce dar pot să primească unii oameni din partea lui Dumnezeu. Să cânte și aici, să cânte și în cer. Dragii mei, încheiem aici această seară, acest timp pe care l-am petrecut împreună, lângă sora Viorica, să ne mângâiem unii pe alții. Vă invit acum să ne ridicăm în picioare și vom aduce înaintea Domnului rugăciunea de mulțumire pentru întreaga lucrare din această seară. Îl invit pe fratele Ionuț Bălan, un slujitor a Domnului în Baia Mare, îl invit aici în față și printr-o rugăciune să înălțe spre Domnul jertfa de mulțumire a buzelor noastre pentru seara aceasta. Dumnezeu atotputernic, chiar și în aceste momente de grea încercare, Tu meriți să fii lăudat, pentru că ești sfânt, ești drept și ești atotputernic. Ai ales, Doamne Dumnezeule, încă o floare minunată din grădina Ta să o pui în buchetul Tău. Și acesta a fost fratele Ovidiu. Îți mulțumim pentru el. Îți mulțumesc pentru exemplul minunat, care, așa cum am auzit și în această seară, l-a lăsat în urmă. Este mare lucru să plecăm din lumea aceasta, să călcăm pe urmele Tale, să urmăm exemplul fratelui Ovidiu, ca la final de drum, când vom pleca din lumea aceasta, să putem să fim și noi o floare minunată în buchetul Tău. Mă rog în mod deosebit, Tu care ești Dumnezeul oricărei mângâieri, chiar dacă noi nu putem înțelege durerea, despărțirea în profunzime, ceea ce simte sora Viorica, dar Tu ești Dumnezeul mângâierilor. Pe Tine Te chemăm în aceste momente. Protecția Ta, pacea Ta și numele Tău îl punem peste sora Viorica și peste întreaga familie Litianu Lărgită. Rămână pacea Ta, rămână protecția Ta peste ea. Știm, Doamne, că îi vei purta de grijă. Le-ai purtat de grijă până acum și le vei purta și în continuare. Rămână protecția Ta și binecuvântarea Ta în biserica locală, rămână protecția și binecuvântarea Ta peste noi, peste fiecare în parte. Și dacă sunt oameni aici care n-au siguranța mântuirii, plecând din locul acesta, Duhul Sfânt lucrează la inima lor, cercetează-i, și prin slujirea și slujba care s-a făcut aici, oamenii aceștia să se întoarcă la Tine. Fii cu noi, Dumnezeu, pe casă, binecuvântă lucrarea de mâine seară, de poi mâine, Doamne, în toate numele Tău să fie glorificat. Și noi îți mulțumim că ne-ai ascultat, că ne-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă reașezați. În numele familiei Litianu, în special sorei Viorica, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de ea și sunteți alături. Nu ezit să mulțumesc tuturor celor care în perioada aceasta de suferință, fratele Ovidiu, ați fost alături de familie și v-ați jertfit. Dumnezeu care poate să răsplătească, să vă răsplătească din belșug. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit în seara asta să fiți alături de sora Viorica. Mi-ar fi plăcut să mai putem oferi și altora un moment de slujire, un moment în care să împărtășească gânduri. Vreau să vă aduc un lucru nou în seara aceasta. Toți aceia care ați avut experiențe frumoase și le păstrați în inimile voastre cu fratele Ovidiu, cu familia Litianu, vreau să trimiteți acele experiențe pe site-ul Bisericii Elim din Sfânt Andrei și dacă Dumnezeu ne va ajuta în viitorul apropiat, am vrea să scoatem o broșură sau poate o carte cu aceste experiențe pe care le-ați avut împreună cu un om al lui Dumnezeu. Cred că merită
istoria să consemneze astfel de slujiri, astfel de oameni și cei care le vor citi să poată să aibă un exemplu și să poată să aibă un țel în viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru cei care nu sunteți din Sfânt Andrei, nu sunteți de aproape, sora Viorica, din respect pentru dumneavoastră, a pregătit o gustare și vă rog să acceptați lucrul acesta din dragoste, din respect pentru cei care ați venit de la o distanță mai mare. Dumnezeu să vă binecuvinteze la întoarcerea acasă, să vă călăuzească în călătorie și eu vreau să știți, Îngerul Domnului păzește așa cum se poate cel mai bine. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze pe toți. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, mâine seară, începând cu ora 19, ne vom întâlni la Biserica Speranța din Oncea, unde vom continua cu cea de-a doua seară de priveghi și apoi, joi, la ora 13, tot la Biserica Speranța din Oradea, va avea loc serviciul de înmormântare. După ce se va termina serviciul de înmormântare, ne vom îndrepta spre cimitirul din Sfânt Andrei, unde rămășițele pământești ale fratelui Ovidiu Litianu vor fi depuse în mormânt, până când trâmbița aceea a lui Dumnezeu va suna și credem și avem nădejdea și credința că și fratele Ovidiu va auzi sunetul acela de trâmbiță, nu-l va mai putea ține mormântul, nu-l va ține pământul, se va ridica de acolo și împreună vom zbura spre cerul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăim și astfel de experiențe. Cu pacea Domnului, mulțumindu-vă tuturor, biserica se eliberează. Departe, dincolo de stele și de toate, vine o zi și simt că e aproape, când Iisus ne va lua din noapte. Vine o zi când Iisus ne va răpi, vine o zi la miezul nopții ne-om trezi, vine o zi când Iisus ne va învia și în rai ne-om înălța. Vine o zi când lutul se transformă, vom primi prin Duhul altă formă. Unii din morminte și din viață se vor înălța plin de speranță. Vine o zi când Iisus ne va răpi, vine o zi la miezul nopții ne-om trezi, vine o zi când Iisus ne va învia și în rai ne-om înălța. Vine o zi și nimeni ea nu știe, nu va zăbovi, El o să fie. Lumea va rămâne atunci uimită, când biserica va fi răpită. Vine o zi când Iisus ne va răpi, vine o zi la miezul nopții ne-om trezi, vine o zi când Iisus ne va învia și în rai ne-om înălța.
dar azi e pentru tine o chemare plină de iubire. Vino, prietene, te pocăiește, astăzi Dumnezeu te mântuiește. Vine o zi când Iisus ne va răpi, vine o zi la miezul nopții ne-om trezi, vine o zi când Iisus ne va învia și în rai ne-om înălța. Vine o zi când Iisus ne va răpi, vine o zi la miezul nopții ne-om trezi, vine o zi când Iisus ne va învia și în rai ne-om înălța. Viața-i ca o frunză legănată-n vânt, când se ofilește, cade la pământ, cade pe o cărare sau în văi adânci. Iată s-a dus viața, după care plângi. Sunt în mâna lui Iisus, știu că mă voi duce sus, sus în rai veșnicii. Niciodată nu m-oi ofili, sus în rai veșnicii. Niciodată nu m-oi ofili. Viața-i ca mireasma florilor